fiecare an, înaintea începerii campaniei de recoltare și aceea de achiziție a cerealelor, organizăm astfel de întâlniri prin care ne punem de acord cu producătorii agricoli în ceea ce privesc producțiile obținute, prețurile de valorificare și totodată lansarea și a campaniei de prefinanțări la înființările de cultură din toamna acestui an. Practic în agricultură noi trecem dintr-o campanie agricolă într-alta, astfel că vom termina pe cea de recoltare și vom începe imediat înființarea culturilor de rapiță, orz, grâu, astfel încât trebuie să ne punem de acord și să știm fiecare cam ce dorim pentru perioada imediat următoare. Față de anii din urmă, cum vi se pare participarea anul acesta? Da, cred că va fi o participare foarte bună. Mizăm pe circa 150 de producători agricoli din zona noastră. Avem veniți și din Moldova 15 producători agricoli, știut fiind faptul că noi avem acolo un depozit la Drochea și interesul lor a început să fie din ce mai mare. În afară de aceasta, noi avem și o prezentare de tractoare și mașini agricole, utilaje care pot fi achiziționate cu plata în produse agricole și de o diversitate mare, astfel încât producătorii agricoli pot să se doteze, începând de la plug până la combină, cu plata în rate și aceste rate să fie în produse agricole. Permiteți-mi să vă spun, bine ați venit la simpozionul organizat cu ocazia declanșării campaniei de recoltare și achiziție, simpozion organizat împreună cu firma Arbos din Italia. Vom avea ca și puncte de discuție, deci declanșarea campaniei de recoltare și prefinanțare a campaniei de înființare de culturi pentru toamna 2019, apoi o prezentare a utilajelor furnizate de firma Arbos și Agro Concept, după care vor fi discuții și, mă rog, continuarea lor la o masă de prânz. Aș vrea să salut pentru început prezența printre noi a domnului director a Direcției Agricole Tălmăcel, de asemenea reprezentanții firmei Argos, domnul Serrano, domnul Mauro, domnul Liță și doamna Carmen Danciu. Și totodată reprezentanții firmei Agroconcept și a BTK-ului, furnizorii de piese și uleiuri pentru această campanie. Aș începe eu prezentarea pentru început, urmând ca după aceasta să dau cuvântul domnului Serrano. După câte probleme climaterice am avut, am ajuns practic aproape de a începe recoltatul rapiță orz. Deja, cum știți, în sud această lucrare a fost demarată. Deja putem oferi unele prețuri pentru achiziție. Aici s-a început deja contractarea pentru astfel de produse în acest an. Sunt date în mapa de prezentare deja și niște oferte. Noi în perioada următoare, pentru această campanie de achiziții și, mă rog, de înființări de culturi, vom putea oferi îngrășăminte chimice, semințe de grâu, rapiță, orz, orzoaică, de asemenea pesticide pentru toate aceste culturi.
motorină, mașini și utilaje agricole din toată gama, piese de schimb pentru toate gamele de tractoare și mașini agricole, Marsatul încheiind contracte de finanțare pentru înființarea de culturi. Toate aceste lucruri pe care vi le spun le aveți prinse în acea mapă pe care ați primit-o, în care urmează ofertele tuturor firmelor care furnizează astfel de inputuri cu voucherele fiecarei firme în parte. De asemenea, aveți documentele necesare pentru încheierea de contracte de creditare pentru anul 2019-2020. La fel, prezentat o situație cu documentele necesare pentru contractele de motorină pentru perioada următoare. Cum spuneam, la această dată, Marsatul încheie precontracte și contracte de achiziții cereale și rapiță din producția anului 2019, acordă avansuri de 70% pentru valoarea precontractelor încheiate. Spunem noi că avem cele mai bune, și nu numai că spunem, lucrurile astea le putem prova oricând, cele mai bune prețuri de achiziție de pe piață. Deci, oricine vrea să furnizeze la noi, sunt atâtea posibilități de a se informa, încât cam greu am putea înșela pe vreun producător agricol să spunem că prețul oferit este cel mai bun. Deci, normal că probabil zilnic sau săptămânal aceste prețuri se vor schimba în funcție de evoluțiile în piață, dar ce putem garanta că totdeauna vom fi cu prețurile peste ce se oferă de contracandidați. Și aceștia sunt destui, este bine pentru producătorii agricoli, în primul rând că au de unde se aleagă și cum face și o comparație. Mai mult de atât, credem că în toți acești ani am dat dovadă de corectitudine în ceea ce privește atât cântăririle cât și analizele la produse, nemai vorbind de seriozitatea plății produselor livrate. Practic, ori în aceeași zi, ori a doua zi, imediat ce au fost recepționate, orice livrare de produs este achitată. Urmează în prezentare modele de contracte de vânzare-cumpărare pe diferite produse, rapiță, grâu, orz, criticale, cu condițiile de stas ce le trebuiesc într-un item. Pentru perioada imediat următoare, noi am pregătit în ceea ce privește finanțarea furnizării de tractoare și mașini agricole a unei promoții, atât cu comisioane reduse la plată, cât și cu o finanțare asigurată atât prin noi, direct cu plata în produse agricole, rate care pot merge de la 5 la 6 ani, sau cu susținerea avansului pentru aceste finanțări prin furnizare de produse agricole. Practic, oricine dintre noastre poate în acest moment să-și aleagă unul din utilajele din expoziție sau altele din broșuri și să meargă cu ele acasă printr-o simplă încheiere a unor contracte de furnizare de cereale. Deci Marsatul poate susține astfel de contracte de finanțare. Mai sunt finanțări și prin banca comercială cu o dobândă subvenționată, contracte care merg până la 6 ani, perioadă în care clar că convine fiecărui producător agricol
ca și, știu eu, șocul de finanțare să nu afecteze evoluția normală în activitatea de producție. Cam atât aș avea eu să vă zic. Normal că putem discuta concret pe fiecare produs în parte. Aș vrea să dau cuvântul domnului Serano pentru a prezenta oferta firmei Arbos pentru dumneavoastră. Bună ziua și mulțumim foarte mult Marsat și domnul Balcan pentru găzduire. Suntem în această minunată locație să lansăm și să prezentăm produsele noastre Arbos pentru regiunea Moldova. Cum am zis, am încheiat un parteneriat cu Marsat pentru toată regiunea și am venit astăzi să vă prezentăm tractoarele care pornesc de la 25 de cai și ajung până la 140 și separat avem și o linie de tractoare specializată pentru livezi și pomicultură. Este o provocare care am lansat în 2019 în România. Am identificat produsul asta și tractoarele astea după nevoile fermierului. În ce sens? Tractoarele s-au dus din ce în ce mai mult spre electronica și bineînțeles că și prețul a crescut în mod comensurat. Bineînțeles că electronica e foarte importantă și e bună în anumite cazuri, dar în alte mai puțin. Și atunci am identificat un produs care este un produs mai mult mecanic și oferă atunci un fiabilitate și un raport calitate-preț foarte interesant. Sunt făcute în Italia de o echipă care a lucrat în domeniul tractorului de mai bun de 50 de ani și au pus împreună toată experiența lor să oferă un produs care e ce trebuie pentru fermier. Cu campaniile de perioada asta, cu vremea, cu prognozele atât de ciudate, nu se mai știe și atunci, chiar că orice ban în plus câștigat este bine pentru toată lumea. Repet, un produs nou, are foarte important, are toate normative, inclusiv temereul la zi, toate normative europeane. Și ne bucurăm foarte mult că am ajuns la Marsat, ca un partener de încredere, care va oferă, cum ați auzit acum, un produs financiar foarte interesant și puteți chiar să alegeți un tractor acum și duceți acasă. Dacă vreți mai multe detalii, suntem aici cu echipa și vă stăm la dispoziție pentru orice. Mulțumesc mult! Da. V-aș comunica prețurile zilei de astăzi de achiziție la silozul roman, rapița 1600 de lei pe tonă, orz 600, grâu panificație 660, grâu furaj 620 de lei, pe tonă triticale 600, mazăre 670, mazăre galbenă, floarea soarelui 1200, soia 1250, porumb 600 de lei. Deci acestea sunt prețurile zilei, prețuri la care se pot face precontracte sau contracte finale, fie cu acordare de avans sau nu.